Bun găsit, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim în cadrul ciclului de emisiuni Comori ale Ortodoxiei de la Trinitas TV, studioul de televiziune al Patriarhiei Române, fiind și în cadrul emisiunii de astăzi oaspeții Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din București, căreia îi consacrăm o a doua emisiune după o ediție anterioară în care ne-am referit în special la aspecte ale istoriei acestui lăcaș din primele sale veacuri de existență, începând din secolul al XVI-lea până la începutul secolului al XVIII-lea, până în etapa pe care am creionat-o atunci cu suficiente elemente din vremea domniei lui Ștefan Cantacuzino. Etapă încheiată în anul acela de domnie întreg pe care l-a prins el în scaunul Țării Românești, anul 1715, și pe care îl menționează Pisania Monumentului prin data de 10 iulie. Aș dori mai întâi să vă prezint pe invitații noștri, cei pe care i-am avut alături și în ediția precedentă, pe domnul profesor universitar dr. Radu Ștefan Vergati, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Mulțumim, domnul profesor, pentru prezență în emisiunea noastră. Pe domnul doctor arhitect Dan Ionescu, care a fost de asemenea în emisiunea noastră precedentă, și pe domnul lector doctor Ștefan Ionescu Berechet, de la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul la Universității București. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimate domnule profesor. Și exact în continuarea discuției pe unde o lăsasem noi la sfârșitul ediției precedente, aș vrea să vă rog mai întâi pe dumneavoastră, în contextul acestei a doua ediții, să ne evocați niște aspecte ale acestei perioade mai vechi din istoria mănăstirii pe care le-ați cercetat în mod special și care ar putea să aducă acum niște contribuții deosebite la ceea ce prezentăm noi telespectatorilor noștri ca elemente inedite ale acestui colț important al vechiului București. M-aș lega de câteva precizări privitoare la numele, vechile nume ale mănăstirii, mănăstirea Târnovei sau Târnovului și mănăstirea Arhimandritului. Cel din tâi nume care este atestat încă din 1626, deci în cea mai veche mențiune documentară cunoscută astăzi a mănăstirii, încă de atunci cu hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel, ca fiind numită mănăstirea Târnova sau Târnovului. Nume care în mod indubitabil ne duce cu gândul către fosta capitală a Imperiului Vlahobulgar, în dependență de care mănăstirea se afla încă la 1626 sau poate o mai veche dependență, fiindcă se precizează în Hrisovul cu pricina că actele mănăstirii Sfinții Apostoli sunt, din pricina răutăților, duse peste Dunăre la Târnovo. Deci o legătură, că era de închinare sau o mai veche închinare, exista încă în acea perioadă de la începutul veacului al XVII-lea. Mi-am pus întrebarea care putea să fi fost mănăstirea care a să fi fost închinată mănăstirea din București. O posibilă sugestie ne este oferită de câteva hrisoave domnești, începând cu câteva hrisoave pierdute ale lui Radu Vodă, Mihnea Vodă, Șerban Vodă, Matei Basarab, și Constantin Brâncoveanu, la care face referire un hrisov din 1715, chiar al ctitorului acestui sfânt locaș, Ștefan Cantacuzino. Toate aceste hrisoave, renoite ulterior până spre 1803, care întăresc o danie anuală în bani mănăstirii Sfânta Treime din Târnovo. Mănăstire Sfânta Treime care este ctitorită, de fapt refăcută, mai corect spus, la 1373 de Sfântul Eftimie, Patriarh de Târnovo, și transformată în mănăstire patriarhală sau stavropighie. Statut de care se va bucura mănăstirea Sfinții Apostoli din București în raport cu Patriarhia de Constantinopol.
S-a menționat aici acel document din 1677, acea gramată a patriarhului Dionisie al Constantinopolului, dar gramată în care se menționează că avem de-a face cu o realitate mai veche, spunându-se, când se amintesc și acel incendiu, spunându-se că această mănăstire a Sfinților Apostoli se cunoaște a fi fost stavropigheală, patriarhicească și slobodă, deși vechile ei scrisori pecetluite de stavropighie se arată cu martor că au fost stricate în vremea când s-a întâmplat a se mistui cu foc locașul. Deci avem de-a face cu o realitate mai veche și numele care se raportează la orașul Târnovo, nu la mănăstirea Sfânta Treime propriu-zis, la rândul ei stavropighie patriarhală, în opinia mea ne-ar putea duce și cu gândul, sigur foarte îndrăzneț, de a lansa ipoteza că această mănăstire din București ar fi putut fi, în vremuri foarte îndepărtate adevărat, o stavropighie chiar a Patriarhiei de Târnovo. Evident, într-un moment anterior căderii Târnovului în 1393 sub turci, sigur, care ar situa lucrurile, istoria acestui locaș, într-o lumină foarte, foarte interesantă. Cel de-al doilea nume, mănăstirea Arhimandritului, pe care îl regăsim în documente până spre mijlocul și chiar după aceea, după mijlocul secolului al XIX-lea, numele de mănăstire Arhimandritului, apare pentru prima dată într-un hrisov din 1656 și care se raportează, având în vedere, mă rog, o serie de alte zapise sau hrisove anterioare, la un arhimandrit pe nume Arsenie, care a condus această mănăstire, se pare, potrivit unui alt hrisov din 1656, încă începând din anul 1585. Și el ar fi cel care apare menționat în acea tranzacție, drept cea mai veche, cunoscută drept cea mai veche mențiune a mănăstirii. Deci o păstorire de peste 50 și ceva de ani, da, care este un număr impresionant. El apare în mai multe acte, prima oară menționat în 1622, ca și duhovnic al postelnicului Preda din Mihăiești, semnând grecește, ceea ce poate indica, sigur, o origine grecească sau cel puțin o familiaritate cu limba greacă. El este arhimandritul menționat în acel hrisov amintit deja din 1626, renoit de Matei Basarab în 1639, apărând ultima oară menționat ca fiind în viață în 1640, la 15 ani aproximativ după ultima mențiune a sa ca fiind starețul mănăstirii, mănăstirea este denumită drept a arhimandritului. Da? Deci ipoteza cea mai logică este că acest Arsenie arhimandrit, care a avut o stăreție neobișnuit de lungă, este cel care dă numele bisericii și în timpul căruia, iarăși foarte important, are loc ctitoria lui Matei Basarab. Deci el este starețul în timpul căruia se rectitorește mănăstirea. În privința primelor mențiuni documentare, aș mai adăuga un element, un detaliu, care apare într-un hrisov al lui Constantin Șerban din 1656, care face referire, sigur, la foarte multe cumpărături ale mănăstirii, foarte multe locuri, printre ele menționându-se și satul Străulești de pe Colentina, cu românii pe vechile semne se spune dat mănăstirii de bătrânii ctitori. Este imposibil să cred că e o referire aici la Matei Basarab, da, la 1656, să fie o referire impersonală, da, bătrânii ctitori, la Matei Basarab, care decedase de foarte scurt timp. Sigur, aici este o întreagă discuție, din păcate n-am reușit să identific în documente mai multe detalii privitoare la această moșie, decât singurul element, în 1601, satul Străulești, acum sigur, satul, moșia, o parte din satul, cât la sută din satul respectiv, este închinată de marele logofăt Dan Danilovici, mănăstirii Mărcuța. Da? După care, pe parcursul secolului XVII, nu prea mai avem mențiuni documentare despre această moșie, acest sat Străulești. Ce aș mai vrea să adaug legat de faza lui Matei Basarab, foarte interesant, în 1657, Paul de Alep menționează mănăstirea Sfinților Apostoli ca fiind închinată la o mănăstire atonită.
Într-un hrisov din vremea lui Ștefan Cantacuzino, chiar din 1715, un hrisov de milă, se menționează că mănăstirea Sfinții Apostoli este închinată la mănăstirea Stavronichita, din Muntele Athos. Această închinare menționată, așa, închinare care apare și în 1823 menționată, deci este un fapt care continuă, da? Din 1656 apare ca fiind Stavropighie Patriarhală. E foarte interesant cum se combină, cum se puteau combina aceste două apartenențe, față de Patriarhia de Constantinopol și față de mănăstirea Stavronichita. Dar este un alt subiect. Și de asemenea, ceea ce mi se pare foarte interesant de menționat, într-un hrisov din 1684 al lui Șerban Cantacuzino, care și el se considera, având un rol de ctitor aici, alături de Matei Basarab, în faza de refacere de care aminteam, deci 1636 sau după, apare drept ctitor postelnicul Constantin Cantacuzino, împreună cu domnitorul, informație care este reluată și ulterior în câteva hrisoave posterioare, care vine să confirme exact ceea ce s-a discutat despre faptul că întreg neamul cantacuzineștilor era legat de această biserică și cumva drepturile de ctitori se transmit din generație în generație. Acum cred că e potrivit să procedem la a evoca evenimentele de după 1715. Ce s-a întâmplat cu această ctitorie, cu această mănăstire a arhimandritului din Mahalaua cu același nume, după moartea dramatică a tatălui și fiului, a stolnicului Constantin Cantacuzino, Bivvel Stolnic, cum îi zicea el. A fost, de fapt, mare stolnic până 1670 și ceva, o perioadă scurtă, dar toată viața lui era un fel de mai mare, așa, între boierii țării românești, zicându-și Bivvel Stolnic. N-a mai acceptat o altă dregătorie. În vremea lui Brâncoveanu era conducătorul cancelariei fără să... O eminență cenușie. Da, 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 fără să își adauge un alt titlu boieresc. Deci a rămas în istorie cum l-a prezentat domnul profesor, stolnicul, și cu toate lucrările. El rămâne stolnicul Constantin Cantacuzino. Da, el rămâne conducător al cancelariei și al politicii externe a țării. Înnoadă toate firele legăturilor diplomatice la București. Așa, deci și împrejurarea sfârșitului lor și ce s-a întâmplat cu ctitoria lor în secolul XVIII, secolul XIX, care au fost principalele momente care jalonează istoria acestui așezământ în cu ctitoria lor, mult rău nu s-a întâmplat, pentru că din 1677 ea era închinată Patriarhie Ecumenice. Ori Patriarhia Ecumenice între patriarhiile ortodoxe era un primus inter pares. Deci, proteja oarecum Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din București, mai ales că aceasta îi dădea oarecare venituri. Nu erau mari, dar venea ceva și picătură cu picătură se strângea la Istanbul ceea ce avea nevoie Patriarhia Ecumenică. E foarte ciudat că Patriarhia Ecumenică nu a protejat ctitorii din familia Cantacuzino, pe stolnic și pe fiul său, deși aceștia au locuit un timp în casa Patriarhului Ecumenic. Vedeți, este o situație greu de explicat. În orice caz, în orice ei caz, au sfârșit, să spunem pentru telespectatori care nu cunosc toate detaliile acestui moment, faptul că ei au avut sfârșitul în ziua de 7 iunie, noaptea de zile respective. Au fost strangulați. Strangulați și apoi decapitați, capetele duse la Edirne, la Adrianopol, acolo unde... Curând după aceea și-au găsit sfârșitul și spătarul Mihai Cantacuzino și Radu Dudescu, ginerele. Da? Ginerele. Care deci, locuia în marea casă. Singurii care au scăpat a fost soția pe una
care se găsea la dintr-un lemn. Da, și fițele. La mănăstirea da, și fiii care au avut un periplu după aceea destul de lung prin Italia, au ajuns și pe la Viena, au ajuns și prin Polonia și cele din urmă la Brașov, unde au murit pe la 1740. Și în Rusia, că a primit țarul Petru. Să mergem așadar mai departe. Deci după 1715 este... Deci intervin austriecii, ocupă București. Între aici 1700... se instalează Dudești, deci era de ce da, era, erau deja, era dată deja către Dudești de către Marele Postelnic, da, către Radu da, Dudescu. Ocupă București da. Între 1716-19. Bineînțeles, n-au fost prea liniștiți. Au jefuit și ei cât au putut. Nu, numai 1716, în noiembrie, de decembrie, că după aceea vine Ioan Mavrodă, m-a procordat. Noi am uitat erau în prima emisiune să spune că mai trecuse printr-un jaf în vremea seimenilor. Da. Da, asta da, am omis 1655 în februarie. În care s-ar da să mai fost un alt incendiu. Adică, în, nu, da, da ați spus, da. După moartea lui da, Ștefan, 1716-19 este ocupația austriacă. Și, mă rog, jefuiesc Bucureștiul, 19 se retrag, între 1735-39, nou război, nouă ocupație, alternează turcii. Cert este că în cursul secolului XVIII, mănăstirea a rămas cu incinta, cam cum era ea deja conturată în vremea lui Ștefan Cantacuzino. A rămas cu incinta conturată ca atunci, dar jefuită pe cât s-a putut. Între 1768-72 alt război, atunci a intervenit Pârvu Cantacuzino, care n-a avut o inteligență demnă de familia lui, a trecut la jefuirea Bucureștilor înainte cu armatele țariste, a distrus și mănăstirea de aici și Comana, 1806-1812. Mai este 1789-91, cu principele de Saxa-Coburgota, care cucerește capitala. Care cucerește capitala. Tot cu ajutorul unui cantacuzin. Tot da. Cu ajutorul. Dar tot acum, la începutul secolului XIX, sunt două episoade care influențează direct la începutul secolului XIX, afară de cutremure, este problema acelei păci cumpre. E 1802, în primul rând, cu tremurul. Apoi, ziua de Sfânta Parascheva. Da, apoi 1812, celălalt cu tremur cumplit, 1829. Pacea încheiată, 1812, pacea încheiată în Hanul lui Manuc, prin care se pierde Basarabia. Dimitrie apoi, Maruzi. Pentru biserica de aici, intervine un nou cutremur, cel din dar 20. A avut loc o refacere totuși Naum Râmnicianu, cunoscutul da. Cronicar, în deceniul 3 al secolului XIX. S-a încercat o refacere. S-a încercat o refacere. Nu știm foarte exact. Mai ales că este momentul în care Grigore al IV-lea Ghica ia, precum Matei Basarab, decizia dezînchinării, deci are loc o reacție împotriva da. Prezenței celor care spoliau încălcând actele. În 1824, deci 25, Mitropolitul Grigorie Dascăl împreună cu domnitorul Grigore al IV-lea Ghica ia această decizie și dezînchină toate mănăstirile, da? Act pe care trebuie în 2 ani de zile, în 1826, să-l refacă, în sensul că recunosc că trebuie să fie trimise din nou veniturile acolo unde au fost închinate. În acest interval se plasează ceea ce spuneți dumneavoastră, părinte, Naum Râmnicianu, și probabil că renaște oarecum fără să se mai trimită venitul. Da, în perioada 1824-1827. Încearcă. Și vine cu tremurul, vine cu 1829. 29 în care strică tot ce au reușit. Și 1837, iarăși 38. 37, unul cu tremur, da. 38, alt cu tremur. Exact. Adică unul după altul au venit. Da, și au sunt distrus. Urmate da. De restaurarea în 1843. Și care între, este între mai 38, da, 1838, 1843, este refăcută biserica și mănăstirea, nu toată mănăstirea, biserica e refăcută și în 1843 este resfințită biserica. E, ca mănăstire nu poate să fie refăcută toată,
mai ales că Bucureștiul trecea prin momente destul de grele. Era o parte a boierimii care i se opunea lui George Bibescu, noul domn. Era, mă rog, destul de greu de modernizat România în acel timp. Era mișcarea curentului acesta masonic, franțuzis, al lojii Marelui Orient, care încerca să intervină în țara românească, curent susținut de golești. Se mai vorbește pentru această perioadă, la cumpăna secolului XVIII-XIX, de o contribuție a unui arhiereu Grigorie, care s-a ocupat de o, de Stavropolie. De o construcție aici, care era reședință domnească și arhierească în același timp. El avea dreptul să stea aici, mă rog, dar nu să închirieze spațiul respectiv. A refăcut Grigorie din Stavropolie, dar el a avut meritul extraordinar de a încuraja ridicarea în jurul bisericii a unor case. Domnul arhitect vorbea de două niveluri, eu aș spune trei niveluri, pentru că ar fi un fel de demisol, o pivniță mai înaltă, unde erau depozite de mărfuri alimentare. De fapt, o pivniță cu două... După aceea, un hochparter și, în al treilea rând, un etaj. Da. Ceea ce mai era specific incintelor mănăstirești din vremea aceea, a rezistat mai mult la mănăstirea Antim, aici, lângă... Și vedeți, aici... Pe latura de răsărit, mă iertați să nu uit să trecem peste acest episod, pe latura de vest, pardon, a incintei, era prezența a două cuhnii, care sunt atestate împreună cu alte încăperi și pe latura asta a incintei dinspre vest. Aș mai fi vrut să spun încă ceva interesant privitor la mărturiile despre aceste împrejurări ale secolului 1800, ante și post, mai ales post. Faptul că avem niște, din perioada aceasta, niște planuri pe care le-a mai evocat și domnul arhitect în emisiunea anterioară. Și eu, în mod special, aș fi vrut să amintesc aici despre două lucruri pe care nu le-am amintit deloc până acum și care sunt specifice acestei perioade. Faptul că la 1793, aproximativ, avem atestată aici o baie în apropierea caselor, fostele case ale stolnicului Constantin Catacuzino. E o baie turcească. Da, așa. Deci aproape de strada Apolodor de astăzi. Deci, și care făcea parte din imediata vecinătate, deci avea legătură cu locuințele din această zonă a orașului. Și încă un aspect mai deosebit, aceste catagrafii documente de la în jurul anului 1800 vorbesc despre mănăstirea Arhimandritul ca fiind printre mănăstirile mari, domnești, îi se zicea pe vremea aceea, și căreia îi se cerea să întrețină o așa numită moară cu cai. Deci erau morile astea cu cai, erau folosite mai ales în perioada iernii, atunci când Dâmbovița îngheța sau era cursul foarte slăbit și morile de apă de pe Dâmbovița nu mai puteau asigura... Da, iezurile se cau. Nu mai puteau asigura făina necesară pentru locuitori. Deci era o preocupare deosebită a politii, cum se zicea, politia Bucureștiului, adică conducerea, primăria, așa, de a asigura făina necesară locuitorilor, și atunci, în mod special pentru perioada iernii, cereau mai ales mănăstirilor să întrețină asemenea mor cu cai. Erau niște construcții care aveau nevoie de un oarecare spațiu, pentru că trebuiau să se învârtă într-un spațiu caii aceia. Era necesar suficient un singur cal, dar dacă erau mai mulți, puterea de rotire a morii era mai mare. Dar avea și mănăstirea o asemenea obligație să întrețină o moară cu cai. Legat de catagrafie, aș vrea să mai adaugă, la 1823 are loc încă o reparație, se pare urmarea cutremurului din 1802. O reparație la interior și la exterior, nu ni se spune, nu ni se dau detalii foarte precise. 24-26, intervalul în care se încearcă să fie scoasă de sub autoritatea
Patriarhiei Ecumenice, în 26 se revine, 29 e al cu tremur și uite așa merge din rău mai rău. Are ghinion. Dar mai funcționa în incint aici și un foișor. Interesant și acest aspect. Este ceea ce v-am spus foișor, eu, da, pentru observație a împrejurimii. Nu, foișorul se pare că era un foișor de natură pentru loazir, da? Deci în cum era foișorul arhitecturii de la Curtea Domnească, exact, sau foișorul făcut de Mavrogheni, da, pentru plăcere, da, exact. Adică un foișor de priveală. În orice caz, așa, da, cam așa, da, spuneți dacă mai e ceva. În catagrafia din 1843 sunt câteva precizări foarte interesante privitoare inclusiv la arhitectura lăcașului, spunându-se că se repară prefăcându-se din trei turle ce are de zid în una singură de lemn, cu tinichea albă, învelitoare asemenea, tencuiala pe dinăuntru și pe din afară, pardoseala, jețurile, zugrăveala și celelalte. Este sfințită... Asta era din cauza cutremurilor care... Din cauza cutremurilor. Înțelepțiți să caute soluții de turle mai ușoare din lemn. De rezistență, de rezistență, da, la cutremur. De aceea se sfințește în 1843. 43-7 septembrie, avem, da, și data exact. Deci Departamentul de Lucrări Publice... Este condus înainte de Sfânta Marie. Deci Departamentul Lucrărilor Publice condus de către maiorul Viconte de Blarenberg împreună cu Sfântul Sinod, în momentul acela era mitropolit Grigore al IV-lea Dascălu, la sfârșitul păstoririi sale, iau decizia ca toate bisericile care au turlele, ghilimele, zătignite, deci scoase și ubrezite, scoase din uz, să fie demolate și înlocuite cu turle din lemn și tablă, acoperite cu tablă la exterior, și meșterii și inginerii din acel moment sunt cei care duc la îndeplinire cu o îndemânare extraordinară aceste construcții pe care încă le putem vedea. Deci acel lemn de la acum 160 de ani, 170 de ani este încă în ființă, sigur, putrezit, dar arată ce capacitate tehnică aveau meșterii din acel moment. Deci este o decizie a Sfântului Sinod împreună cu Ministerul. În vremea lui Cuza, de lucrări, ansamblul era încă în bună stare, să zicem așa, de funcționare. În 1864. De vreme ce putea să permită adăpostirea liceului de mare tradiție Matei Basarab timp de 2 ani. Începutul și aici. Institutul Macedo-Român. 1863-67. În primul rând, da, Institutul Macedo-Român aici. Și pe urmă începuturile liceului Matei Basarab. Gimnaziul și ar merita completat că institutul funcționează sub organizarea egumenului Averche, Averche Arhimandritul, care este zugrăvit, da, pe, da, pe înseamnă, în tablou votiv și care, da, reface biserica la 1843. Ceea ce înseamnă că el aparținea comunității Macedo-Române, ceea ce este foarte și interesant. Și pregătea ceea ce este important, să tot discută azi și nu să face nimic, el a făcut fără să discute, a pregătit învățători, da, exact, da, pentru lumea românească din sudul Dunării. Nu numai macedo-români, pentru că macedo-români reprezintă o parte dintre ei. A trimis mai ales în Bitolia o serie de învățători de mare calitate. Acest ansamblu al incintei mănăstirești rezistă cam până spre sfârșitul secolului XIX, când dispar clădirile, către 1880. Așa, clădirile înconjurătoare, numai o clipă. Și faptul că această realitate a incintei, cum arăta ea la jumătatea secolului XIX, este cel mai frumos surprins într-un plan al Bucureștiului, pe care îl avem la Patriarhia Română și pe care îl prezentăm și telespectatorilor noștri, filmat acum cu detaliu pe zona mănăstirii, unde este prezentată foarte bine incinta cu biserica în mijlocul Andrei, ei, cum este prezentată casa fostă a stolnicului, ridicată inițial de postelnicul, de tatăl său, postelnicul Constantin Cantacuzino. Mărică de stolnic. Casa Cantacuzino Tudescu și cea de vizavi. Dar era o casă mare. Era, da, mare, erau, mare. Avea chiar logii, foișoare, da, imensă. Cu o zonă destul de întinsă, cu o grădină, da, în spațiul acela, mai ales întinsă spre vest și spre Dâmbovița. Spre vest și spre nord, pentru că era delimitată printr-un zid, da, care se găsește fragmentar și acum în spatele caselor de pe strada Vânători. Este identificat de mine în anii 80, când am făcut prima explorare a casei ruinate de vis-a-vis a stolnicului. De zidul despărțea cele două incinte, deci reședința mare, care a fost măștă de către Dudești și apoi de către familia princeară Suțu, era
colonelul Salos. Salos e un ginere. Deci, așa, și apropo de planul respectiv, că aici vreau să ajung, cele două case sunt prezentate în maxima lor desfășurare, luând, adică ce e făcută reconstituirea de către mine împreună cu colegul Radu Olteanu, graficianul, așa, e publicată împreună cu o broșură explicativă. Deci am considerat că intervalul este 1847-53 pentru a acoperi atât înainte de incendiu cât și după incendiu toată această prefacere a orașului București. Și cele... acolo se vede clar faptul că drumul, incinta mănăstirii era cam pe unde sunt casele de vis-a-vis de biserică. Nu. Incinta mănăstirii se oprea exact unde se oprește acum. Strada, uliță, că asta vreau să precizez, apare pe plan, deci este pe planul acesta și este foarte clar indicată strada, da? Deci ulița este cea care exista deja, da? Exista, da. Este prinsă, este ulița Arhimandritului, la sfârșit de secolul XVIII. Apare în diferitele porunci domnești Mihai Suțu, Mavrogheni, Ipsilantei Constantin și mai departe, pentru că erau probleme cu podina. Umezeală, trafic, era foarte intens circulată zona aceasta și atunci sunt porunci nenumărate pentru a se reface. E, ultimele sunt la 1870 când se pietruiește, deci asta este o explorare care am făcut-o când mi-am dat diploma, că de aceea am atât de multe informații. În acel moment, 1880-1893, se realizează pavajul de piatră cubică din care o parte mai există și casa este vândută de către colonelul Mihail Salos, ginere al dudeștilor suțulești, către mai mulți proprietari. Ea este împărțită în două, după care e împărțită încă în patru, respectiv în șase. Deci în 1940 erau circa 7 proprietari pe această fostă casă cantacuzinească. Este un atelier de metalurgie înființat la 1883-84 de către Friedrich Weigel, un mare inginer metalurgist care e producătorul majorității grilajelor, împrejmuirilor, de asemenea rulourilor și mai departe de fier forjat pe care le putem vedea, cu o inscripție care atestă că el, pe strada Sfinții Apostoli numai 34-36, avea atelierul, respectiv aici, în curtea caselor, și intrarea de pe vânători numărul, deci numărul 6, numărul 46. Așa, iar casele dudeștilor, casa cunoscută, fosta marelui postelnic, este la rândul ei împărțită, iar la 1911, pe planul ridicat de Institutul Geografic al Armatei, nu se mai poate recunoaște nimic. Deci, practic, săpătura arheologică făcută de către același prinț Gheorghe Cantacuzino în anii 50, aduce la lumină o parte, deci numai o parte din planul casei, pentru că restul este sub strada Saturn, care este o stradă foarte scurtă, așa, dezvăluie pivnița, o pivniță de mari dimensiuni, aproape cât este tot spațiul unificat al naosului și pronaosului bisericii în care ne găsim, cu o mare boltă semicilindrică și cu niște încăperi laterale, inclusiv o baie, deci apare o baie, probabil baie ghilimele, nu este cea în care se spălau stăpânii, era cea în care se spălau rufele, că s-au găsit inclusiv scândurile de lemn care alcătuiau pereții. De asemenea, urmele vagi ale unei construcții laterale care putea să fie paraclisul lor de familie, pentru că orice astfel de casă boiască avea un paraclis care era încorporat casei. Deci, afară de biserica de familie sau de mănăstire, exista un paraclis pentru nevoile lor spirituale, personale, din momente de urgență. Toate casele boierești aveau și de-aia se spune 365 de biserici în București. Nu s-au luat în calcul că fiecare casă boierească avea un asemenea paraclis. E, această casă, la 1940, practic nu mai exista. Deci ce a descoperit Gheorghe Cantacuzino a fost pe baza amintirilor lui de familie, că și el era descendent din această ramură și își aducea aminte câte ceva, plus anumite informații. Și ultima rămășiță mi-a povestit-o regretata doamna avocat Liliana Bogdan, care a locuit pe strada Bateriilor. Ea a apucat să vadă cum au căzut ultimii pereți acestei case prin 1966-67, când s-a construit blocul scriitorilor, și îmi spunea ce zidărie mare, solidă, impresionantă putea să fie, câte zile au demolat în acel moment, cât a durat această operație pentru a se face bloc. Da, acum haideți să vorbim și despre marea restaurare din 1936.
vremea când Comisiunea Monumentelor Istorice întreprindea asemenea restaurări importante, nu numai în București, și în general în țară. Aici este un moment la Sfinții Apostoli care, practic, am putea spune că până la restaurarea cea mai recentă la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, este cea mai importantă. Deci vă rugăm să vorbim despre ce a însemnat restaurarea din 1936. Există un dosar destul de consistent în Arhiva Institutului Național al Patrimoniului, care conține diverse adrese, diverse referate, deci informații privitoare la lucrările întreprinse în perioada cuprinsă între 1923-1936, deci un interval mai mare, sub conducerea Comisiei Monumentelor Istorice, biserica fiind pe atunci filiala parohiei Mihai Vodă. Și sunt menționate o serie de lucrări, mă voi referi foarte pe scurt, dărâmarea în 1924 și refacerea turului Pantocratorului în 1927-28, proiect arhitect Sterie Becu și Petre Antonescu, refacerea învelitorii cu o serie de lucrări, inclusiv curățarea coloanelor îmbâxite de vopsea de ulei și var, împrejmuirea exterioară realizată prin colecta Societății Naționale Ortodoxe a Femeilor Române, construcția casei parohiale. Alexandrina Cantacuzino. Da, exact. Construcția, aici spuneți că este, că nu o să mai avem timp după aceea să revenim. Da. Arhitectul Cristofi Cerchez, exact, casă în stil neoromânesc. Da, 1926. Dar spuneți lucrul ăsta că e foarte important. Da, păi urma să vă menționez. Așa. Care se angajează să supravegheze gratuit lucrările de la biserică. În 1929 se amenajează grădina bisericii. În 1933, proiect arhitect Becu, după ce se dărâmă cafasul de lemn, este construit actualul cafas de beton. În perioada respectivă se păstrează un referat al pictorului Mihail, pictorul Comisiunii Monumentelor, care afirmă că pictura murală datează din 1850-1860. Având în vedere catagrafia din 1843, o putem data cu câțiva ani înainte și ipoteza sa este confirmată de anumite sondaje stratigrafice întreprinse de restauratorul Viorel Grimalski, în 1884, care atestă că stratul suport al picturii nu este mai vechi de secolul al XIX-lea, ceea ce se păstrează astăzi. Urmarea acestui referat, care sigur spune că pictura prezintă suficient interes pentru a fi păstrată, urmarea este restaurarea picturii sau, mă rog, într-o oarecare măsură repictarea, e destul de greu de precizat astăzi, de către pictorul Ivănescu, în 1936, în tempera, pictură în tempera, care adaugă și ornamentele care se observă între diversele registre picturale. De asemenea, tot în 1936, construirea turului Clopotniță pe Pronaos, proiect tot arhitect Becu, în locul celei de lemn, dărâmate în 1922. Urmează în 1949 refacerea și pictarea turului Pantocratorului, avariată de cutremurul din 1940. De data aceasta, proiectul de pictură este realizat de pictorul Hornung, Dimitrie Hornung. În 1952 urmează noi intervenții pictura în tempera în pridvor, precum și în Pronaos la tabloul votiv, pictor Ion Musceleanu. După care urmează și alte lucrări, mă rog, de mai mică amploare. În 1970, eu cred că ar trebui pe undeva 72, 75, 76. S-au denaturat puțin și așa mai departe. Portretele. Sunt cel puțin 3 intervenții pe portretul văd. Datorită acestor intervenții. Așa că trebuie privite cu foarte multă atenție portretele ctitorilor, portretele cantacuzinilor și făcute comparații cu tablourile votive care se găsesc la Filipești, la Hurezi, mai ales la Filipești, deoarece Pârvu Mutu, creatorul tabloului votiv de la Filipești, era pictorul de casă al cantacuzinilor, care i-a văzut, i-a cunoscut bine, a știut cum să-l picteze pe fiecare dintre ei ca să nu provoace supărări. Să spună, domnule, m-ai făcut mai urât ca pe fratele meu sau, eu știu, pe Safta ai făcut-o mai frumoasă decât pe Ilinca. Și uite să vezi ce iese de aici. Plus portretele de la Râmnicu Sărat, unde spătarul Mihai Cantacuzino și Matei Basarab sunt reprezentați în toată splendoarea lor.
În această ultimă parte a acestei emisiuni am invitat, stimați telespectatori, și pe părinții slujitori ai Bisericii Sfinții Apostoli, părintele Nicolae Iordăchescu și părintele George Jambore, alături de care a rămas pentru finalul emisiunii și domnul doctor arhitect Dan Ionescu, pentru a evoca împrejurările deceniilor dificile ale istoriei monumentului în perioada când aici au avut loc mari demolări după cutremurul din 1977, dar și cele legate de perioada de după 1990, când Biserica Sfinții Apostoli, întregul spațiu, de fapt, al incintei, au cunoscut un proces de restaurare care a dat rezultate foarte frumoase și care sunt chiar în perspectivă de a continua în diferite alte forme în vremea care vine. Așadar, o să vă rog, să-l rog pe părintele Nicolae Iordăchescu, întrucât a păstorit acest lăcaș în perioada aceasta, da, trei decenii, o perioadă foarte dificilă și pe care un martor ocular și un implicat, așa cum a spus dumneavoastră, direct în lucrarea de aici, o poate face în modul cel mai pregnant, aș putea să spun. Da, am venit la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel în decembrie 1985, o iarnă cumplită, minus 27 de grade era la București. Zona, în această zonă începuse deja demolările masive care s-au extins, la un moment dat rămânând de la Coșbuc și până în cheiul Dâmboviței, decât Biserica Sfinții Apostoli, cocheta sala operetei și în rest nimic. Pământ, de la o margine la alta, ras complet tot, absolut tot. Aici este un aspect care merită să fie subliniat în mod special. Cum s-a întâmplat această providențială salvare a acestei biserici, pentru că știm că zona aceasta a fost foarte afectată, au căzut foarte mult și Biserica Albă Postăvar și Biserica Izvorul Tămăduirii ceva mai departe, Biserica Mihai Vod a fost translată, Biserica Schitului Maicilor și ea translată, sus pe deal Biserica Spirea Veche demolată și aceea cinci altare în imediata vecinătate a Bisericii Sfinții Apostoli. Ea totuși a scăpat. Asta e poate foarte bine să, da, ne povestiți. Deci eu m-am mutat în casa parohială după ce Părintele Patriarh Iustin Moisescu, vrei de pomenire, mergând la dâns într-o audiență, a crezut că biserica se demolează. Și atunci când am spus că nu se demolează, atunci pentru ce ai venit, părinte? Și am spus că am nevoie de un ajutor financiar ca să fac reparațiile necesare la casa parohială, să mă mut cu familia și să rămân lângă biserică. Și atunci mi-a dat 65.000 de lei, era o sumă imensă. Și am făcut reparațiile necesare la casa parohială, interioarele, și m-am mutat și am rămas aici, împreună cu familia și un cățeluș prin curte care mai dădea de veste așa când se auzea zgomote mai puternice. Nu era nimeni de jur împrejur, gardul din dreapta, din... Inspect-capitan Rafael Ferraru. Inspect-capitan Rafael Ferraru a fost ras complet, dar înainte de a-l distruge, eu am scos partea metalică și am depozitat-o, am și acum în beci. Beciul casei. Spuneți-mă cum a scăpat amplasamentul bisericii în funcție de trasarea acestei străzi care era, da, foarte apropiată și... Fiind în permanență, da, la biserică, biserica era deschisă și foarte puține lume intra. Nu se făceau botezuri cu unii, că n-aveai cum să faci. Erau noroi... Da, așa l-am cunoscut pe părintele, că am de dat peste împrejur. Dânsul într-o așa zi. M-a găsit, da, exact, așa, da, domnul arhitect. Și cățelușul care m-a lătrat la un moment, da, mă rog. Da. Așa. Da. Și veneau oameni în vizită aici, că vedeau dezastru și vedea biserica și uimea că a rămas biserica.
Și când s-a făcut aliniamentul pe străpungerea Mihai Vădă, cum o numeau ei, inginerii care făceau trasarea, aliniamentul acesta, trasarea aceasta, eu ieșeam și le spuneam așa din discret, așa, mai încolo, să așa. Și deși zâmbeau, evident că nu puteau să facă de capul lor. Totuși au venit în biserică, s-au închinat și a spus: Părinte, și noi suntem credincioși, suntem creștini și facem tot ce este posibil să salvăm această bijuterie. Și într-adevăr au depărtat, sau mai bine s-a stricat aliniamentul acela, l-au deplasat spre Dâmboviță cu o jumătate de metru, începând de la Mihai Vodă, ajungând aici la 7 metri. Și veți vedea că străpungerea Mihai Vodă nu vine în linie dreaptă, cum ar fi trebuit să vină și să meargă pe chei spre bisericuță și spre Tribunalul Mare. Da, da, nu este perpendicular bulevardul, da, Libertății. Și nici, da, practic iese în jumătatea podului. Da, da. De peste Dâmboviță. Da. Și așa a fost salvată biserica. Și aici veneau Ioan Alexandru, se ruga și plângea, Marian Hudac, artistul, ca să dau doar câteva nume așa care îmi vine acum la îndemână. Și plus mulți, foarte mulți care veneau și se închinau, se rugau Dumnezeu să rămână biserica pe locul acesta. Și cu ajutorul oamenilor și cu ajutorul Dumnezeu, biserica este singura care a fost salvată din toată zona aceasta. Spuneți-ne acum în ce au constat lucrările care au adus biserica la imaginea actuală. Deci asta s-a întâmplat sigur după 1990, dar da, este iarăși o etapă reprezentativă pentru cum se prezintă monumentul în momentul de față. După 1990 eu am lucrat în Ministerul Educației și Cercetării o perioadă de 10 ani. În 2006 am început devizele pentru restaurarea picturii. În 2007 m-am retras cu acordul prefecitului Părinte Patriarh Teoctist și m-am apucat serios de lucrări. A fost foarte greu, în special cu partea financiară, dar foarte mulți credincioși, enoriași să-i numesc, ai bisericii, dar practic vin din drumul taberei, din Ozana, militari, din toate zonele Bucureștiului vin, pentru că este totuși o biserică micuță și foarte intimă. O biserică de rugăciune, să spun așa. S-a atașat de biserica noastră și cu ajutorul financiar, cu donații și din partea primăriei sectorului 5, am reușit să facem toate aceste lucrări care se văd astăzi. Adică restaurarea picturii, restaurarea mobilierului, mobilierul care este din tipul lui Ștefan Cantacuzino, vedeți că avem vulturul bicefal și ornamentul floral pe deasupra stranelor. Un încadrament floral, un vultur bicefal, așa. Pardoseala, iarăși a fost refăcută, un policandru nou, căci cel care era foarte micuț și deteriorat. Apoi am ieșit în exterior și am făcut complet acoperișul, acoperit cu tablă de cupru. Zidăria a fost complet refăcută și dată această culoare albă. Rezugrăvirea integrală, practic. Refacerea integrală și apoi de jur împrejur pentru a scăpa de egrasie, rigolă, ca să vină apele pluviale și să fie aduse în canalizare. Catapeteazma, de asemenea, a fost refăcută cu bani de la Ministerul Culturii. Mai avem tinda bisericii. Pictura este refăcută și în tinda bisericii, dar mai avem să refacem coloanele de piatră și încadramentele din piatră de la ferestrele bisericii. Am făcut întâi biserica, urmând apoi să ne apucăm și de casa parohială. E, aici ne-am împotmolit mai mult, am reușit să facem un deviz.
ajutați de doamna arhitect Georgeta Gabrea de la municipiul București în valoare de 1 milion de euro. Casa este foarte mare, trebuie consolidată, trebuie restaurată, acoperișul refăcut. Încercăm să vedem dacă reușim să facem și Și trebuie să reprecizăm lucrare. Faptul că este și o clădire cu o valoare arhitecturală deosebită. Monument istoric de arhitectură. Monument istoric de arhitectură. De o stil neoromânesc. Da. Arhitectul inginer Cristofi Cerchez. Cristofi Cerchez, da. Vom încerca și sperăm cu ajutorul Dumnezeu cum am reușit să restaurăm biserica, poate reușim să restaurăm și casa parohială. Vă mulțumim foarte mult. O să-l rugăm și pe părintele George Jambore să ne spună acum cam care sunt gândurile în acest moment legate de continuarea acestui istoric atât de bogat, dar care așteaptă, după cum se vede, în continuare noi împliniri, pentru că sunt atâtea de făcut. Da, fericire. Istoric copleșitor, la tot ce am auzit, și este numai o parte acestui istoric copleșitor al acestui sfânt locaș. S-a evocat aici activitatea culturală de la Biserica Sfinții Apostoli, Institutul Sfinții Apostoli, Liceul Matei Basarab, în care funcționa acel gimnaziu. Măcar o parte din activitatea aceasta culturală dorim să realizăm și noi, cât putem, în acest sfânt locaș. Până acum s-au făcut cateheze săptămânale și despre Sfânta Liturghie și despre laudele bisericești, pelerinaje tematice. Am avut, spre exemplu, un pelerinaj la Fortul 13 Jilava, unde prin care a trecut și Mircea Vulcănescu, unul dintre închinătorii acestui sfânt locaș la un moment dat. Conferințe anul trecut, pe 10 iulie 2015, am avut 300 de ani de la resfințirea bisericii și i-am avut invitați pe invitații dumneavoastră. Și concerte de colinde. Acum, fiind și în anul omagial al educației tineretului creștin ortodox, dorim să ne adresăm cumva și copiilor, să cumva să legăm prezentul de trecut și să privim în felul acesta și spre viitor. Din februarie 2016, adică din semestrul al doilea al acestui an școlar, începem în biserică deocamdată, până vom reuși restaurarea casei parohiale și să facem acolo un centru educațional. Vom începe așadar din februarie 2016 niște cursuri gratuite pentru copii din ciclul primar și ciclul gimnazial, cursuri de limba română, cursuri de limbi moderne, cursuri de abilități practice, teatru religios. Sunt doar câteva dintre activitățile pe care deja le-am planificat. Cu ajutorul Dumnezeu le vom și desfășura imediat din luna februarie. Noi vă dorim să aveți succes în această întreprindere și pe acest plan pe care ni l-ați conturat acum în câteva cuvinte. În continuare a celor precizate de părintele, deci dânsul a venit în decembrie 85. 84, da. În intervalul acesta, 1984 decembrie, septembrie 1987, septembrie precis, deci între 6, 7, 8, 10 septembrie, am și fotografii exact din perioada aceea. În perioada aceea, de fapt, a lunii septembrie 87, este dărâmarea totală a întregului mal, ce spunea părintele, de la Sfântul Spiridon. Sfântul Spiridon cade exact la sfârșitul lunii august 1987, la gestul catastrofic al tovarășului Elina Ceaușescu din mașină, într-o jumătate de oră, sub privirile îngrozite ale credincioșilor care erau în acel moment, a fost rasă. Deci între august, sfârșitul august 1987 și septembrie-octombrie 1987 este rasă toată bucata aceasta până către unde este în acest moment Bulevardul Libertății și rămân toate casele care le vedem, acest mic fragment de parcelă urbană, de insulă urbană, care sunt vis-a-vis de biserică. În 1985-86, încercam să-mi aduc aminte și acum am rememorat, e un moment foarte important, se suprapun următoarele lucruri. Odată solicitarea de ajutor financiar a părintelui, către prea fericitul, într-o pomenire Patriarh Iustin,
și demersurile pe care eu, cu puterile acelea mișcă, eu terminasem exact liceul Matei Basara, sunt absolvent liceul lui Matei Basara și mă pregăteam pentru arhitectură. Am căzut în 1989 la examen, în 86, mă rog, și mă preocupa această zonă demolată și făceam foarte multe fotografii, foarte multe pățani, nu intru acum în subiectul acesta, decât impresionat fiind de ruina de vis-a-vis, ruina care în acel moment era funcțională, era întreprinderea Metaloglobus, care a fost evacuată. Și mi-am pus întrebarea, oare cum este posibil ca așa ceva, am văzut bolțile, așa ceva de epocă brâncovenească să dispară. Deci încă din acel moment eram deja obișnuit să văd bolți brâncovenești, începeam să-mi formez un anumit repertoriu vizual. Era microbul profesional. Microbul, microb, da, așa să zicem, bun. Și m-am dus la muzeu. Îl cunoscusem deja pe profesorul Oliver Verescu, care lucra acolo. M-am prietenit cu dumnealui și dintr-una în alta, dânsul m-a recomandat, în primul rând, îl cunoscusem pe director, pe regretatul arheolog Panaiti Panait. Dar domnul Verescu m-a dus la Didi Ștefănescu. Aristide Ștefănescu, din păcate, s-a prăpătit de insuficiență renală prin 2007. Deci domnul Didi Ștefănescu, foarte deschis, foarte amabil, excepțional pedagog, pentru că el lucra foarte mult cu studenții, a venit cu mine. A văzut ruina, ceea ce urma să devină o ruină, a văzut toată zona, a zis, măi Dane, măi Dănuțule, ăștia vor să dărâme, să distrugă tot aici, ce vrei tu să faci aici? Eu zic, haide să facem ceva. Nu mi-era foarte clar. Zice, bine, te gândești, noi putem să facem, dar să știi că nu ne permite legea, ăștia sunt nebuni. Și vorbeam numai noi doi, adică nu era niciun securist, nimic de jur împrejur, pentru că eram aici într-o zonă în care erau parțial distruse casele, parțial mai erau. Tot în aceeași perioadă, cunoscându-l pe arhitectul Paul Emil Miclescu, Dumnezeu să-l ierte, și să-l aibă acolo împreună cu binefăcătorii și sfinții, dânsul mi-a sugerat că aș putea face o intervenție către domnul Panait și vorbește dumnealui, că erau relații foarte bune. Și am imaginat următorul scenariu. Împreună cu fiul arhitectului Miclescu, care este tot arhitect, Sandu Emil Miclescu, cu domnul Vescu și Didi Ștefănescu, ei au vorbit, cum au știut ei, la telefon, cu hârtie, nu știu, habar n-am, cu domnul Panait. Domnul Panait, în calitate de director al Muzeului de Istorie și altul al Muzeului București, a făcut niște demersuri și a salvat casa. Deci în 86-87 a fost transformată în atelier de ipsoserie al șantierului Casa Poporului. În felul acesta, imediat, bineînțeles că s-a creat o zonă de organizare de șantier. S-a suprapus cu cererea de finanțare, exact ce povestea părintele acum, către prefericitul patriarh. Ei, când au venit și au trasat, eu am văzut jaloanele. Jaloanele erau formate din bucăți de scândură care erau organizate într-un anumit mod, făceau niște triunghiuri, mă rog, și care la o anumită distanță marcau inclusiv niște piese metalice pe centru care formau axul. Ele precizau ceea ce se va întâmpla. Inclusiv colorate cu vopsea roșie și albă pe fațadele caselor, care nu o să fie demărat. Acestea era deja, erau deja puse. Ei, am văzut că au schimbat la un moment dat joloanele respective, se întâmplă ceva. Ei, eu nu mai știam ce au făcut domnul Panait cu restul în spate. Casa află către sfârșitul 1988 că această casă a fost introdusă în patrimoniu. Deci probabil că în lista provizorie a patrimoniului cultural național pe care și noastră știți că funcționa aproape secret. Au făcut probabil o înțelegere cu arhitecții, nu îl cunosc pe arhitectul, n-am apucat, nu știu dacă mai trește, care era șeful de proiect al întregii zone. Și s-a salvat. Deci s-a salvat și biserica, exact ce povestea părintele, s-a salvat și casa de vis-a-vis. Și așa au rămas până în 90, mă rog, vorbim de altă etapă, eu în 98 mi-am dat diploma cu propunerea de restaurare a ruinei, dar, cum să zic, am avut această satisfacție, deci este uluitor, adică acum dacă mă întorc în timp, nu știu dacă ar mai fi posibil. Deci este o chestiune care ține clar de o zonă divină, dar intervenția divină, deci da. Părintele are un rol extraordinar. Dar și oamenii despre care am pomenit, pentru că eu cu mijloacele mele nu puteam să fac absolut nimic. Adică toată recunoștința către regretatul profesor Panait și către regretatul arheolog Didi Ștefănescu și arhitectul Miclescu, ca și către domnul Vărescu, pentru că
Nu, nu s-ar fi putut. No, iată că... Ruina ar fi dispărut, sigur. Și biserica, creându-se golul de vis-a-vis, mai mult ca sigur că la vizitele care se făceau vinerea sau sâmbătă... Urma să o transleze exact. Acolo. Da. Urma să o transleze sau, Doamne ferește, cum s-a întâmplat la Sfânta Vineri, că era documentația făcută, conform celor prezentate de inginerul Iordăchescu, putea să fie și rasă. Adică nicio problemă. Da. Deci putea să fie orice. Ambele variante erau arabile. Ambele variante, da. Și atunci am făcut o serie de fotografii cu binecuvântarea părintelui. Multe, foarte multe. Foarte multe pe care am aici și îmi spunea fotografiază, fotografiază tinere, dar fotografiază că nu se știe. Și era fotograf... micuț, era un copil. Da, era un copil. Da, era un copilaș, să zicem, da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această ediție. Nădăjduiesc că emisiunea noastră va rămâne ca un document și ca o mărturie pentru telespectatorii noștri și că peste vreme se vor adăuga noi și noi frumusețe acestui colț de ortodoxie din preajma centrului capitalei, Biserica Sfinții Apostoli. Și noi ani la cei aproape 400 așa, de când așa, există așa, biserica. Așa să dea Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția acordată. Vă aștept cu deosebită căldură și la alte ediții ale ciclului Comori al Ortodoxiei. Să ne revedem cu bine!